Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! De ești născută pe 1 septembrie, atunci ești ambițioasă, urmărești o carieră de succes și vrei să câștigi recunoaștere. Ești un adevărat profesionist, combini o viziune subtilă a detaliilor cu entuziasmul sincer pe care îl pui în toate proiectele tale, semnificativ mai puțin răbdătoare decât majoritatea celorlalte fecioare acționezi mai întâi și abia apoi gândești. Valoarea ta stă în ideile inovatoare și capacitatea de comercializare a acestora. La prima vedere, încrezătoare și intenționată, ești totuși plină de îndoieli cu privire la talentele și abilitățile tale. Ești capabilă să faci față dificultăților pe care soarta ți le-a pregătit. Te străduiești să fii practică, dar în același timp menții o abordare directă și onestă a vieții. Ai adesea fantezii interesante, dar ai capacitatea de a le transpune într-un plan practic, ceea ce aduce întotdeauna un profit bun. Nu pierzi niciodată timpul în zadar când vine vorba de munca ta. Ești indignată de orice încercare de a nu ți se acorda importanță la ceea ce faci și nu poți suporta spiritul celor care încearcă să-ți diminueze eforturile. Cu toate acestea, ești capabilă să asculți critici constructive fiind interesată să te ridici constant pe culmile excelenței profesionale, ești întotdeauna deschisă la sugestii creative. Deși ești concentrat asupra activității mentale, ești puternică din punct de vedere fizic. Vei experimenta disconfort mental dacă nevoile tale fizice nu sunt satisfăcute sau evaluate corect și încurajate. Semnul tău zodiacal aparține constelației Fecioară. Fecioara este directă legată de semnele elementului pământ, care se disting prin următoarele calități, discreție, metodologie, dăruire, scrupulozitate, curățenie, exactitate, claritate. Ești guvernată de mercurul insidios și inventiv. Această planetă îți oferă o perspectivă și o minte vie, o memorie excelentă și o performanță excelentă îi atrași pe ceilalți datorită energiei tale strălucitoare și decenței profunde. Cu toate acestea, intuiția și tendința de a pune totul pe rafturi, te pot inspira la o critică excesivă, atât față de ceilalți, cât și față de tine însăți, dar ești mai liberă de introspecția epuizantă. Nu ești ușor de păcălit, ești fiabilă și activă, iubești copiii. Trebuie evitate aspirațiile excesiv de materialiste criticile inutile, izolarea egoistă și dorința de a controla în mod insidios pe cei din jur. Datorită memoriei tale excelente și atenției pentru detalii, devii rar ori victima înșelăciunii, iar munca grea, combinată cu o energie de invidiat, îți permite să atingi în înălțimul în orice afacere. Trebuie să-ți înfrânezi criticul interior, altfel aceste lucru poate duce la timiditate excesivă, Tema de a începe orice afacere din cauza fricii de eșec. Îți este indicat să lupți pentru împrăștierea ideilor tale și să dai frâul liber vivacității și curajului minții. Guvernatorul tău astral este Mercur. Acesta îți oferă caracterul critic și pedanteria. Mercur este un patron excelent pentru analiști, profesori și cei care lucrează în sectorul serviciilor. Planeta ta în exil este Neptun. Acesta este responsabil de lipsa zborului imaginației, precum și pentru respingerea abstractizării. Ești dezinteresată și intenționată. În proiectele tale investești forță, experiență, cunoștințe, fonduri. Majoritatea ideilor tale devin realitate. Abilitatea de a analiza întregul, fără a lipsi un singur detaliu mic, te ajută să-ți atingi obiectivele. Ești rațională, puternică capabilă să faci față oricăror dificultăți, fiind foarte practică, apreciezi integritatea și onestitatea, tu să-ți încerci să acționezi cu bună credință, ești atât de convinsă de nevoia fiecăruia de a se putea apăra pe sine însuși încât îți poți încuraja copiii sau persoanele dragi să studieze serios afacerile militare sau o formă de autoapărare, aparținând tipului războinic, ești gata să-ți susții cuvintele cu fapte și, în general nu te oprești din luptă, astfel, ar trebui să încerci să nu-i suprimi cel puțin pe cei care pot fi prea sensibili la atacurile tale directe. În orice aspect al vieții tale încerci să găsești armonie între latura mentală și cea fizică. Atunci când planifici, de exemplu, o petrecere sau un picnic, tu preferi să-ți sufleci mânecile și să gătești sau să cureți, tu acorzi o importanță majoră satisfacției sexuale. Cu toate acestea, sexul nu este în niciun caz un sport pentru tine, poate pentru că ai nevoie de parteneră căror minte este cel puțin la fel de interesantă ca și corpul. Cu toate acestea, ar trebui să înțelegi că nu toată lumea gândește la fel despre acest lucru, că ar putea fi mai convenabil să distingi în mod clar aspectele mentale și fizice ale activității umane. Această întrebare poate duce la neînțelegere între partenerii îndrăgostiți. Mai devreme sau mai târziu, vei descoperi că în multe conflicte mergi singură. Știi să supraviețuiești, dar și tu ai limitele tale. Prin urmare, în unele cazuri, nu ar trebui să forțezi norocul, ci mai degrabă să fii mulțumită de ceea ce ai, inclusiv înfrângerea, dar pentru asta trebuie să înveți să te oprești la timp. Pentru a evita dezastrul, este cel mai bine să nu tachinezi zăița fortuna, dar din moment ce dorința ta de a nu renunța este atât de mare, această lecție îți poate fi oferită cu mare dificultate. Te distingi față de alții nativi din fecioară prin astfel de trăsături speciale, ești moderată, amabilă, independentă, te străduiești pentru excelență în orice, în cariera ta, în relații și în aparență. Cochetăria ți este străină, precum și falsa modestie. Tu primești complimente bine meritate cu demnitate, dar nu ești înșelată de acestea, ești bine versată în oameni, este dificil să fii înșelată sau indus în eroare, cum afectează data de 1 septembrie soartata, ești surprinzător de eficientă, îți atinge obiectivele și ești decisivă în situații dificile, desigur, abilitățile tale neobișnuite și sociabilitatea îți permit să obții rezultatele dorite. Ai o imaginație bogată, fără margini, îți înzestrezi lumea cu vise. Îți poți stabili obiective ambițioase pentru tine și le poți realiza cu ușurință. Ești o persoană ambițioasă, mândră de realizări, în special de cele care necesită multe cheltuieli din partea ta. Practic, realizările tale vor deveni cel mai important stimulente din viața ta și te vor împinge înainte. Adoră-te când ești lăudată chiar și pentru lucruri mărunte, dar vanitatea prea mare te poate răni mult. Dacă ți se aduc critici obiective și corecte nu vei fi supărată, ci vei reacționa la aceasta absolut calm și normal, vei trage concluzii pentru tine însăți, vei lua o decizie echilibrată, astfel încât să nu se mai întâmple din nou în viitor. Motoul tău principal este celebrul proverb, măsoară de șapte ori și tai odată. Întrucât unul dintre principalele tale avantaje este capacitatea de a evita multe greșeli inutile și stupide, prudența ta născută te ajută în acest sens, în mod constant, nu te oprești la obiectivele tale deja realizate, te străduiești neobosit pentru îmbunătățirea de sine deschizând astfel noi orizonturi, în primul rând prețuiești viața, confortul, stabilitatea și încrederea în ziua de mâine ești o adevărată luptătoare și poți sta întotdeauna ferm pe picioarele tale. Aceste lucruri te ajută să stăpânești metodele și tehnicile de autoapărare, nu numai fizice, ci și verbale, pe care apoi încerci să le insufli copiilor tăi. O atenție deosebită necesită alegerea unui partener de viață. Este important să fii alături de partenerul tău nu doar ca suflet pereche, ci și ca un corp, Deoarece fără compatibilitate sexuală o viața ta de familie va fi cenușie și plictisitoare, dar trebuie să ai o abordare mai obiectivă acestui aspect și să nu solicit sexului opus să îndeplinească toate cerințele tale, altfel relația preconizată nu va funcționa. Trebuie acordată o atenție deosebită atunci când dai sfaturi altora. Învață din greșelile altora. Dragoste și compatibilitate Impulsivitatea cifrei 1 poate provoca orice o dorință de a dobândi relații strânse cu orice preț, însă fiind atentă, trebuie să te gândești de două ori. În dragoste, ești blândă, atentă, demonstrezi grijă pentru partenerul tău și vin ajutorul în momentele dificile ca un prieten de încredere și credincios. Cele mai multe șanse de a face o pereche ideală ai cu reprezentanții altor semne pământești ale zodiacului, Taur și Capricorn aceștia, la fel ca și tine, așteaptă de la o relație mai multă constanță și stabilitate decât un uragan al pasiunilor. Taurul te va ajuta să devii mai senzuală și emoțională, iar Capricornul îți va înțelege cu ușurință dorința de ordine și organizare, posedând și gândire analitică. Cu reprezentanții semnelor Scorpionului sau Leului, ai perspective destul de bune în viața de familie. În acest caz, ei vor fi în rolul sclavului, pierzând complet conducerea în fața ta, în același timp, nici leul, nici scorpionul nu te vor suprima, apreciindu-ți inteligența, organizarea și consecvența, cele mai nereușite alianțele poți forma cu pești și berbec. pești, la fel ca și tine, nu sunt niciodată rezolvați din primul pas, sunt pasivi și închiși, drept urmare. Relațiile cu peștii se estompează înainte de a începe. Berbecul însă, te suprimă cu presiunea lui, te sperie cu perseverență și imprevizibilitate. Un săgetător te va considera prea rece și distantă, chiar dacă ți apreciază inteligența și spiritul de ordine, dorința de cunoaștere. Vărsătorul este mult prea invidios și avar pentru a se uita la tine, gemenii se vor plictisi ușor și vor lua imediat altă cale, Balanța va crea multe nedumeriri și te va respinge lentoarea și lipsa ei de determinare. Totul este însă posibil, neștiind de nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră. Iubești să fii în centrul atenției, ești ambițioasă, poți face o carieră mețitoare, succesul la locul de muncă te însoțește în orice companie. Motivul este simplu, faci totul de 10 plus adică excelent, în domeniul ales de vii profesioniste de înaltă clasă, ești apreciată de lideri și colegi. O caracteristică puternică a ta este tendința de a inova. Îți place să experimentezi? Nu ți este frică de aventuri? În orice caz încerci să calculezi mișcările care urmează. Mai mult, te îndoiești sincer de abilitățile și talentele tale. Pedantă, te simți confortabil în inginerie. Specialitățile tehnice deschid orizonturi profesionale pentru un carierist. Poți deveni un jurnalist talentat, lucrător de teren și analist. Singurul lucru care ți împiedică avansarea în carieră este lipsa încrederii în tine. Te simți mai confortabil în rolul unui angajat valoros, al unui executant și nu al unui lider. Sănătate și boli Sănătatea ta este în ordine atunci când reușești să-ți structurezi viața în jurul unui program rațional, programul regulat de nutriție, de lucru și de odihnă, exerciții fizice, desigur au un efect benefic asupra stării tale de bine. Stresul este principalul tău inamic, conduce la sindromul de oboseală cronică, depresie, în cazuri grave acesta poate dezvolta tulburări psihosomatice. Nevoile tale fizice trebuie să fie satisfăcute atât în pat, cât și în exterior. În ceea ce privește sportul, în primul rând, trebuie menționat faptul că ești pasionată, ai un spirit competitiv, motiv pentru care sporturile precum tenisul, scașul, handbalul sunt cele mai atractive pentru tine. De regulă, ești foarte pedantă în alimentație, de aceea trebuie să-ți dezvolți abilitățile culinare sau să încerci să ai masa într-o societate de acest fel, destinul și norocul, universul ți-a destinat să fii harnică, hotărâtă, extrem de intuitivă, dispunând de, de talente versatile, te îndrepți cu încredere către obiectivele tale, poți realiza cu ușurință multe în viață, ai capacitatea de a stabili contacte cu oamenii necesari, începând să faci ceva, îți calculezi toate acțiunile cu mulți pași înainte, ceea ce te ajută să eviți greșelile, înveți constant ceva, introducând de noi metode și tehnologii, creezi condiții favorabile pentru tine însăți, armonia și înțelegerea reciprocă domnesc în casă, sfaturi pentru tine, pentru o stare confortabilă de sănătate și armonie, îți este recomandat să ai grijă de satisfacerea nevoilor tale spirituale și fizice. Respectarea regimului și evitarea situațiilor stresante te va ajuta la menținerea sănătății, realizarea de proiecte non-standard, unde este necesar să demonstrezi decisivitate, abilități analitice pentru a obține rezultatul, îți vor câștiga încrederea. Învață să recunoști momentul în care ar trebui să mergi în umbră, în spatele scenei, chiar să fugi, s-ar putea să nu fii atât de puternică pe cât crezi. Este nevoie de mai multă precauție atunci când dai sfaturi altora. Încearcă să-ți moderezi seriozitatea. Ce cadouri ți se potrivesc? În general, femeile nu sunt ușor de mulțumit și cu atât mai mult, tu care ești născută sub semnul fecioarei, poate că tu însă-ți suferi de inconstanță, dar acesta nu este un motiv pentru a refuza să-ți ofere cadouri. În sfera cadourilor nu ești naivă, ești practică. Zelul de a duce un stil de viață sănătos și adecvat este o caracteristică a ta. Un abonament la un club de fitness, piscină sau spa, un bilet de vacanță, o carte despre alimentația corectă și sănătoasă, cu ilustrații și rețete vii, toate acestea te vor încânta. Un cadou de neprețuită de ziua ta de naștere poate fi un ajutor în pregătirea bucatelor pentru masa festivă, dorința de a cumpăra produsele uitate. Tu poți fi mulțumită de cadourile pentru care femeile din alte semne zodiacale ar putea fi jignite: un aspirator, un set de prosoape, un set de lenjerie de pat, o cutie de pâine din lemn. Dacă alegerea unui cadou pentru tine este un impas, atunci ți se poate dărui bani, dar este important ca cel care oferă să ghicească suma pentru că o sumă prea mică te va jigni cu zgârcenia celui care dăruiește și prea multă te va pune într-o poziție foarte incomodă. Un cadou bun poate fi un abajur elegant, râșniță de cafea sau o oală cu fundă dublu. Utilizarea unor astfel de articole nu contravine convingerilor tale. La fel sunt cărțile pe orice subiect, fie că este vorba de un volum de Rudolf Steiner, fie de un dicționar englez român. Tu ai o atitudine foarte părtinitoare față de bijuterii, este mai bine să nu experimenteze cineva cu aurul, mai bine să se concentreze pe arginte de înaltă calitate. Nu-ți plac surprizele. Dacă cineva dorește să te mulțumească, trebuie să arunce o privire la ceea ce ai deja, apoi să-ți dăruiască ceva de genul acesta. Tu pui preț mare pe confort și locuință, prin urmare. Este mai bine pentru tine să ți se prezinte cadouri pentru casă, un set de lumânări parfumate, prosoape, halate de baie, ceasuri de perete, tablouri, nu vei refuza o pătură confortabilă, un pulover cald din mână moale, un set de șervețele pentru băutul cafelei, un set de lingurițe pentru aceasta, perdele de bucătărie, dar cu respectarea culorilor bucătăriei. Dacă ți se oferă un aparat de cafea, este indicat să conține și un set de filtre. Certificatul de garanție și instrucțiuni sunt foarte importante. Tu citești instrucțiunile chiar și pentru acele lucruri ale căror funcții sunt mai cunoscute decât inventatorul. Tu nu ai nevoie de ambalaje pompoase, sclipitoare. Din potrivă, dacă îl consideri prea scump, vei clipi puțin mai dezin ochi. Florile pentru tine sunt de fapt un simbol, deci este posibil să-ți fi oferit un buchet destul de modest. Atunci când cadoul este mic, atunci florile pot fi mai reprezentative. Acest este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.